Uite-te, uite-te, apropo de ce se face la Dinamo, da? Așa, fiți atenți aici. Ce vreau să vă spun și Cristi, fii atent, că e foarte, foarte interesant, da? Deci vreau să vă spun ceva. Deci s-a contestat PUZ-ul. Deci e pe bune. Nicușor Dan a contestat toată dezvoltarea. Practic, hai ca să nu mai intrăm în discuții din astea tehnice, actualul primar contestă construirea noului stadion. Că spune că mafia, că dezvoltatorii imobiliari, că nu știu ce... Și dezvoltatori că e Ministerul de Interne. Da, nu, dom'le, adică, deci contestă, deci practic actualul primar, da, e incredibil, da, așa, contestă, ca să zic așa, tehnic, da, practic noul stadion Dinamo, care dacă Dinamo, doar o secundă, dacă Dinamo își face stadion, da, deci dacă Dinamo își face stadion, da, va fi nu tare, va fi mega tare dacă Dinamo își face stadion. Cu chestia asta, sunt sute de mii de dinamoviști. Cu chestia asta eu zic că pierde primăria... General? Pierde primăria... Nicușor Dan. Cu declarații, dacă este oficial. Da, da, e aici, da. Păi dispariția, da, toată povestea, da. Păi nici neamurile lui care țin cu Dinamo nu-l mai votează. Adică de la mine, dacă candida Patrick sau tata și îmi spunea că se oprește stadionul Dinamo să nu mai... Adică la probă guvernul... Deci acum, nici acum nu o să avem stadion? Nu, îl contestă Nicușor Dan. Da. Deci tu crezi că e o declarație cu care chiar poate să pierdă alegerile, pe bune? Eu zic că va pierde sute de mii. Pierde primăria? Eu zic, dar... Eu cred că e o declarație pe bune și asumată. Scrie pe Facebook-ul lui. Nici pe Facebook-ul lui? Da, nici măcar în altă parte. Da. Păi sunt, cred că, 10.000 de voturi, nu? Eu zic că 100.000. Eu zic că toți dinamoviștii așteptăm stadionul ăsta de 20 de ani. Nu de 20 de ani, de 30 de ani, după vremea lui Nea Vasilea, anul cu macheta. Iară, cu mafie imobiliară. Păi ce mafie imobiliară? Că este făcut de Ministerul Dezvoltării, dar nu la propunerea Ministerului de Interne. O parte din hectare, de fapt, că se face stadionul, dar altă parte de lângă stadion o vrea mafie imobiliară și că el se opune. Și, mă rog. Pe Horia e hotărât de guvern pe stadion, Ministerul Dezvoltării, da, știu. Pe teren. Acolo nu poate să zică că e mafie imobiliară pentru că e unitate Ministerul de Interne. Și a dat foc la baliză cu declarația asta. Da. Eu zic că a pierdut primăria aici. Da. 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 Bine, acum depinde cum o să înțeleagă lumea din declarațiile astea. Da, corect. Ia zi, nici ai tăi dacă ziceau, le spuneai, bă, ți-e nebunit? Dar nu, îți dai seama cum să zici, adică așteaptă și... Suntem câteva sute de mii în Bucureștiul ăsta și așteptăm și milioane în toată România și toată lumea vorbește numai de stadion și s-auzi că se contestă... Da, da. Da. Nu, nu doar stadionul se contestă. Toate construcțiile care vor forma ansamblu. Nu doar neapărat stadionul. Tot ce va fi în aia. E în sectorul 2, nu? Da. Da, da. Vedem ce s-a întâmplat, da, e nebunie, da. Vedem ce s-a întâmplat. Uite, scuză-mă, deci tot PUZ-ul din sectorul 2 îl blochează, intrând și stadionul Dinamo. Deci, da, ți-am zis, nu doar stadionul, tot PUZ-ul îl blochează, intrând și stadionul. Și în PUZ intră și stadionul Dinamo. Deci, nu neapărat stadionul în sine, care e ceva, dar tot PUZ-ul îl blochează, da, inclusiv, mai înțeles, stadionul. Tu-ți dai seama? Tu-ți dai seama, Cristi, să nu se mai facă stadionul? Da, chiar că înseamnă că sunteți blestemați. Suntem blestemați cum am fost. Fii atent. Blestemați, da. Ieșim campioni, trebuia să ia campionatul o echipă campioană să mergem direct în Champions League. Pe punctele noastre, că ne-am dus în grupe. Știi foarte bine, am bătut pe Everton, pe Leber, cu Zemă. Conducea Milan cu 3-0, i-a bătut Liverpool. Da. La 11 metri, da? Da. Știi că noi... La Istanbul. La Istanbul, da? Da. De asta spun, suntem blesa. Cu Urziceanu, îți dai seama, am condus tot campionatul de la un cap la altul, da. Și ne-a făcut pardaf acolo. Am pierdut campionatul. Da? Deci, incredibil. Nu putem să fim tot timpul blestemați, să nu avem stadion. Tot Să apară ceva tot timpul. S-au făcut campionatul european, singurul stadion care nu s-a făcut. Da. S-au făcut Giuleștiul, Steaua, singurul care nu s-a făcut, Dinamo. Da. Păi dacă nu se face, dacă s-a pus problema așa, atunci e totul căzut, că nimeni nu vine dacă nu se face infrastructura asta pentru stadion, să fie un singur Dinamo. Vedem ce o să fie.